Ținem să mulțumim celor peste 23.000 de dâmbovițeni ce ne-au dat votul de încredere, vot de încredere fără de care Partidul Aur nu ar fi intrat în Consiliul Județean, nu ar fi intrat în cele 55 de consilii locale și, după cum bine știți, la nivel județean avem și un primar, respectiv domnul Rizea Costinel la Râul Alb. Noi, echipa de aur din Dâmbovița, am făcut o campanie curată, în limitele legale. Am înțeles să nu formulăm contestații ale alegerilor rezultate, pentru că, sigur că acolo a fost o comisie alcătuită din mai mulți oameni de specialitate. Am observat condițiile grele, greoaie, în care aceștia și-au desfășurat activitatea, au dus la, sigur, la amânarea până în data de 13 iunie a numărătorii voturilor. Sperăm ca pe viitor organele abilitate, și ne referim aici la guvern, prefectură, prin reprezentantul în teritoriu, să asigure o decență a desfășurării acestor alegeri, întrucât, după cum bine cunoaștem, mai avem în acest an 2024 o serie de alegeri electorale. Noi încă o dată vrem să vă asigurăm de buna credință de care vom da dovadă pe parcursul celor 4 ani și în continuare, așa cum v-am spus în campania electorală, vom fi printre cetățeni, printre dumneavoastră, vom identifica probleme și la fiecare nivel, atât la consiliile locale, cât și la Consiliul Județean, le vom duce și le vom rezolva în limita posibilităților pe care noi o să le avem. O să dau cuvântul doamnei Mara Nicolescu, candidatul nostru la europarlamentare, ce ne va spune scurte cuvinte despre cum s-au desfășurat alegerile europarlamentare din anul 2024. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Hristos s-a înălțat! Avem 6 europarlamentari aur care vor merge la Bruxelles. Este un rezultat foarte bun, ținând cont că aceste alegeri au fost comasate și nu au fost comasate decât cu singurul scop de a opri intrarea în Parlamentul European a cât mai multor membri aur, candidații noștri la europarlamentare. Rezultatele însă sunt spectaculoase, pentru că aur este pe locul 1 în opțiunile românilor care trăiesc în diaspora, în Franța, în Germania, în Austria, este, iată, pe locul 1. Din păcate, însă, faptul că mesajul la europarlamentare a fost ecranat cu bună știință de către Partidul Comasat Român, dovedește o insuficiență, dacă vreți, democrație. O insuficientă democrație în România. Acest lucru trebuie schimbat. Acest lucru, rezultatele însă foarte bune pe care le-am obținut cu toate acestea și în județe, așa cum sunt ele, așa cum am putut face față în aceste alegeri și am făcut față foarte onorabil, aceste rezultate vor trebui să ne ducă la următoarea concluzie. La alegerile prezidențiale și parlamentare, aur este clar forța, singura forță de opoziție în România. România au în acest moment un partid pe care să-l voteze, care să-i apere de toată nebunia pe care au adus-o în România, tot dezastru în economie pe care l-au făcut partidul Comasat, PSD și PNL. Așadar, aceasta este prima bătălie din războiul pe care l-avem de dus acest an 2024. Noi vă mulțumim tuturor celor care ați oferit votul de încredere echipei de la europarlamentare și echipelor locale și județene din toată țara și ne revedem la următoarea bătălie, care va fi alegerile prezidențiale. Vă mulțumesc foarte mult! Hristos a înălțat! Dragi dâmbovițeni, vă mulțumesc pentru votul acordat. Dragi cetățeni ai orașului Găiești, vă mulțumesc pentru încrederea acordată partidului nostru și totodată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o mie. Eu vă promit că nu vă voi dezamăgi
și voi fi alături de dumneavoastră, așa cum am fost în toată această campanie electorală pe care am dus-o în orașul nostru. Încă o dată, mulțumiri și permiteți-mi să vă mai spun faptul că aveți în orașul Găiești un om pe care vă puteți baza oricând și un om de încredere. Mii de mulțumiri, Găiește! Hristos a înălțat! Vreau să mulțumesc și eu în primul și în primul rând cobienilor, celor care au dat șansa ca partidul AUR să aibă doi consilieri locali la primăria Cobia, unde foarte mulți din adversarii noștri politici nu ne dădeau nicio șansă. Vreau să mulțumesc colaboratorilor mei, vreau să mulțumesc echipei de AUR de la nivel județean și de asemenea să mulțumesc tuturor persoanelor care au fost în secțiile de votare, celor care au stat de la 20 până la 70 și ceva de ore datorită proastei organizări. Vă mulțumesc încă o dată și ne întâlnim la următoarea rundă de alegeri, exact cum a spus doamna Mara, la prezidențiale.